Tragedie în Ialomița, un grav accident de circulație a avut loc între localitățile Movilița și Sinești. 3 persoane și-au pierdut viața și alte 4 au fost grav rănite. În accident au fost implicate o auto utilitară și un autoturism. Urmele dezastrului s-au văzut pe carosabil. Impactul a fost atât de puternic încât resturi din autovehicule s-au împrăștiat pe șosea. La fața locului au intervenit echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița. A fost nevoie și de intervenția unui elicopter smurt pentru a transporta o victimă grav rănită la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Numărul mare de victime a impus declanșarea planului roșu de intervenție. Traficul pe drumul național 2A care leagă Sinești de Movilița a fost întrerupt mai multe ore. O echipă complexă de polițiști a desfășurat cercetarea la fața locului pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.